Anul trecut, aproape 2 milioane de familii își plăteau cu întârziere facturile și întreținerea, arată datele Institutului Național de Statistică. Față de situația de acum 4 ani, numărul celor cărora le era greu să facă față cheltuielilor s-a micșorat per total. Dar cu toate acestea sunt din ce în ce mai mulți cei care au dificultăți să plătească energia electrică și abonamentul la telefon mai scumpe în ultimii ani. Restanțele repetate la plățile curente pentru o familie sunt în continuare o problemă foarte serioasă pentru aproape o treime din gospodăriile din România. Asta înseamnă 2 milioane de familii. În trecut, în 2015, de exemplu, procentul era mai mare cu 2,2 puncte, dar în ultimii patru ani se vede o scădere a proporției celor cărora le e greu să-și plătească la timp facturile sau întreținerea potrivit inese. Cei de la statistică i-au întrebat pe oameni cam care cred că ar fi veniturile de care au nevoie ca să nu mai aibă întârzieri la facturi. Pe primul loc, 35% au spus că peste 3.000 de lei. Pe locul al doilea sunt cei care cred că un venit net pe lună între 2.000 și 3.000 de lei le-ar face față cheltuielilor. Cele mai frecvente restanțe au fost la energie electrică, unde peste jumătate dintre gospodării au întârzieri, la fel și în cazul întreținerii locuinței. Pentru abonamentul telefonic se vede chiar o creștere a celor cu restanțe de la un an la altul. Specialiștii pun această situație pe seama răspândirii serviciilor de telefonie și internet mobil, dar și a scumpirii acestora în ultima perioadă. Ratele pentru împrumuturi nu au pus probleme mari potrivit datelor oficiale. Într-o comparație 2015-2018 se vede cum procentul celor care plăteau cu mare dificultate s-a redus cu 6 puncte. Cu toate acestea, două din cinci familii spun că suportă cu dificultate sau cu mare dificultate cheltuielile de zi cu zi. Per total, 80% vorbesc despre dificultate atunci când e vorba despre cheltuieli curente. Urmărește cele mai tari show integral pe ProTV+.